Intrați în turul 2 al alegerilor prezidențiale, Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis caută fiecare strategii pentru a obține cât mai multe voturi. Iohannis vrea să atragă de partea sa electoratul candidaților care au fost scoși din cursă, în special al alegătorilor USR+. De altfel, liderii alianței au afirmat că îl vor sprijini pe actualul președinte. Pe de altă parte, Dăncilă l-a provocat pe Iohannis la o dezbatere. Din toate declarațiile făcute până acum, se pare că Iohannis nu dorește o confruntare directă cu fostul premier. El a afirmat că în campania pentru turul 2 preferă să aibă cât mai multe întâlniri cu alegătorii. La rândul său, Dan Motreanu, șeful de campanie al PNL, vorbește despre aceeași tactică. Preferăm ca în timpul rămas până în 24 octombrie, președintele Iohannis să poată întâlni în mod direct cât mai mulți cetățeni, pentru că ei sunt cei care votează. A scris Motreanu pe o rețea de socializare. Abia acum PSD cere dezbatere, ca și cum nu ar fi cunoscute toate pozițiile politice exprimate de fiecare candidat în parte și în ce mod a servit interesul public. Este un tertip ieftin de campanie și ne dăm seama cu toții că nimic nou nu s-ar putea decanta printr-o astfel de discuție, a mai subliniat Motreanu. Părerile alegătorilor în privința oportunității unei astfel de confruntări între cei doi candidați sunt și ele împărțite. Nu știu ce să vă spun, dar nu cred. Deci, nu ar fi potrivit o confruntare față în față între cei doi? Nu. Pentru că oricum nu e nicio potrivire între cei doi. Nu, doamna Dăncilă, nu știu cum are curaj să ceară așa ceva, că am văzut și eu aseară la televizor. Și domnul Iohannis rămâne să vedem ce alege dumnealui, că acceptă sau nu. Dar eu cred că nu este oportună. Credeți că ar fi potrivit o confruntare între cei doi candidați? Nu. De ce? Pentru că rezultatul este sigur de pe acum, va câștiga Iohannis. Nu neapărat, pentru că președintele Iohannis nu e de talie a doamnei Dăncilă. Deci nu neapărat, ar însemna într-un fel să o legitimeze. Și nu sunt pe același nivel, cred eu. O părere. Ați vrea să-i vedeți față în față vorbind? Da, normal. Da. De ce? Ca să vedem ce organizează, ce întrebări își pun, ce face pentru țara asta, în general. După televizorul spune că nu se prezintă Iohannis. Da, dumneavoastră vreți să-i vedeți față în față? Eu aș vrea să iau cum să ceartă. Chiar aș dori treaba asta, să văd și eu ce zice domnul președinte și viitoarea președinte. Ce zic, amândoi față în față. Campania electorală pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale va începe pe 15 noiembrie și se va încheia pe 23 noiembrie la ora 7.